Curtea Constituțională a decis faptul că impunerea măștii de protecție în spații publice este neconstituțională. Neconstituționalitatea privește o eroare de procedură a guvernului care nu a obținut avizul Consiliului Legislativ atunci când a dat hotărârea care a impus folosirea măștii în spații publice în starea de alertă. Hotărârea guvernului prin care a fost impus obligativitatea măștii în spații publice nu este însă neconstituțională, pentru că purtarea măștii ar încălca legea fundamentală, ci pentru că guvernul nu a obținut avizul, astfel consultativ și nu obligatoriu, al Consiliului Legislativ. Eu așa zic că e neconstituțional, atâta timp cât toată lumea respiră. Eu zic că e neconstituțional, este adevărat. Este. Hai, în interior zici, dar exteriorul... Eu sunt contra de mască, eu nu vreau mască. De amenziile care s-au dat pentru nepurtarea măștii. Mafia amenzilor. În ședința din data de 15 februarie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor, posterior promulgării cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constat că este neconstituțională în ansamblul său ordonanță de urgență a Guvernului numărul 192/2020 pentru modificarea și completarea legii numărul 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Eram sigur că se întâmplă așa, pentru că nu avea niciun rost să o purtăm. Pentru că, virgulă, contact cu atmosfera aia sunt și ochii și altceva, nu numai nasul și gura. Asta e. Ce părere aveți despre amenziile care s-au dat la începutul pandemiei? Să-și le dea banii la oameni înapoi. Să-i dea banii înapoi. Pentru că e neconstituțional. Neconstituționalitatea privește o eroare de procedură a guvernului care nu a obținut avizul Consiliului Legislativ atunci când a dat hotărârea care a impus folosirea măștii în spații publice în starea de alertă. Decizia CCR ar putea avea consecințe și în plan juridic, pentru că toate amenziile care au fost acordate până acum pentru nepurtarea măștii în spații publice ar putea fi anulate în instanță. Da, și eu zic tot la fel. E neconstituțională. Ne supunem regulă. Ce părere aveți de amenziile care s-au dat până acum? O parte am înțeles că s-au suspendat sau s-au amnistiat. O parte nu, cel care n-a făcut plângerea la timpul respectiv, rămâne cu el să plătească. Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a declarat la Digi24 că amenziile nu vor putea fi anulate în baza deciziei CCR, care va produce consecințe doar de la data intrării ei în vigoare, pentru că atunci când au fost date, hotărârea de guvern se bucura de prezumția de constituționalitate.